spunea că se simte ca la un majorat înconjurată cu atâția tineri frumoși și zicea că a înțeles că este ziua unui băiat care trebuie să fie îmbrăcat în negru și că sunt prea mulți îmbrăcați în negru. L-a reperat până la urmă pe Vlad. Ea l-a întrebat câți ani are, i-a spus Vlad că are 24 de ani și îl întreba și la 24 de ani te însori, da... <laughs> Apoi Vlad i-a spus că au fost la același liceu și întreba Mălina pe cine nu a suportat dintre profesori și Vlad zicea că pe diriginta ei nu a suportat-o. Iar Mălina zicea, vai, dar nu, era, nu e adevărat, era chiar de treabă. Sper să nu se uite doamna dirigintă pe antena Play. Iar Vlad i-a spus că era de treabă pentru ea pentru că probabil ea nu a luat 3 sau 4 la materia doamnei diriginte. Marina spunea că au făcut amândoi liceul de artă din Bacău și ea și Vlad. Apoi toată casa i-a cântat la mulți ani împreună cu Mălina. Îi urăm și noi la mulți ani lui Vlad să fie sănătos, să fie fericit, tot ce își dorește el să îi se îndeplinească și așa cum a spus și Mălina, să fie înconjurat de oameni care să îl iubească. La final, Marina a zis că este un sezon cu oameni frumoși și așa este. Fiecare copil în parte are farme cu lui și, într-adevăr, cu toții sunt niște copii frumoși.